Please welcome Prime Minister of Romania and President of the Council of the European Union, Her Excellency Viorica Dăncilă. Doamnelor și domnilor, e o mare onoare pentru mine, ca premier al României, să mă adresez onoratei adunări APEC. Am făcut un lucru corect, am făcut ceea ce trebuia făcut, fiindcă prietenia are valoare atunci când e nevoie de ea. Am rămas o voce importantă în timpul procesului de pace, în special cel de la Camp David, care a adus pacea dintre Israel și Egipt. Sunt hotărâtă să contribui la o relație tot mai strânsă a Israelului cu întreaga Uniune Europeană, mai ales acum, când România deține președinția Consiliului Uniunii Europene. Sunt încântată să anunț astăzi, în fața audienței APEC, că după finalizarea analizei de către toți actorii constituționali implicați în procesul decizional din țara mea și în deplin consens, eu, ca prim-ministru al României și guvernul pe care îl conduc, vom muta ambasada României la Ierusalim, capitala Israelului.